18 octombrie, la nivel european, se marchează Ziua Europeană împotriva traficului de persoane. Este o ocazie bună să ne amintim că în timp ce noi suntem în siguranță, zeci de mii de oameni sunt exploatați, atât în România, cât și în străinătate. Ce este traficul de persoane? În primul rând, traficul de persoane este o infracțiune. Atunci când vorbim de trafic de persoane, vorbim de recrutare, transport, transferare, adăpostire, primire a unor persoane care au fost convinse, să zicem așa, prin diferite mijloace. Traficanții sunt la o primă vedere oameni obișnuiți, arată ca noi ceilalți, care investesc destul de mult în imagine, sunt îngrijiți, au gadgeturi scumpe, au mașini scumpe, pozează în oameni cu bani, în general, care vin către tine să-ți ofere protecția lor, de fapt. Se întâmplă pe dos, ci ei te atrag, intri în capcana lor, în mrejele lor de oameni care au tot felul de talente să te atragă și în final ești victima lor, exploatată sexual, prin muncă, depinde cum sunt ei specializați. Traficul de persoane este obligarea la practicarea prostituției, muncă forțată, cerșetorie, pornografie infantilă și obligarea la comiterea de infracțiuni și trafic de organe. Începe de la minorul care este expus în mediul online. De acolo începe. Minorul care este expus, pandemia nu a ajutat prin mutarea cursurilor și majoritatea activităților în online și înainte de pandemie aveam o problemă cu copiii, majoritatea proveniți din familii al căror părinți sunt plecați în sănătate și locuiesc cu bunicii sau familii foarte ocupate și atunci ca să scape de constanta grijă și nevoie de atenție a copilului punea în față o tabletă, un telefon și lăsa să se bucure de timpul lui liber, majoritatea timpului în online și nu pentru activități didactice sau pedagogice. Jocuri, acum sunt la modă jocurile colaborative, interactive, în care se întâlnesc, discută, au funcții de chat și cam de acolo începe, de la copilul care stă expus în online și online-ul acesta nu este un mediu controlat 100% și protejat. Este cam ca și în viața reală. Este un mediu în care toată lumea poate fi, ba mai mult să aminte să și iei o altă pălărie decât cea pe care o porți în realitate. Anul trecut în România au fost identificate peste 600 de victime ale traficului de persoane. Acesta este numărul de persoane care au fost găsite de autorități, fie în România, fie în străinătate. Cele mai multe dintre ele sunt tinere, fete și au fost exploatate sexual. Traficul de persoane este o chestiune, o situație foarte gravă, foarte serioasă, care implică experiențe traumatice. Experiențele acestea, ele trebuie vindecate, trebuie aduse la suprafață, trebuie gestionate, tratate. Lucrul acesta este dificil, anevoios, însă cu resurse poate fi făcut. Odată însă în străinătate, tinerele pot deveni foarte vulnerabile, deși acasă nu păreau și își doreau foarte mult să plece în străinătate, să studieze sau să muncească, pentru că își pierd reperele de cele mai multe ori. Pot întâlni dificultăți să își găsească o locuință sau să își asigure strictul necesar. Și atunci perimetrul lor de viață se îngustează foarte, foarte mult și le face vulnerabile, le face mult mai puțin stăpâne pe situație și se simt constrânse să accepte situații pe care altfel poate nu le-ar fi acceptat. Probabilitatea de exploatare a unei victime fete, vorbim, cea mai mare este prin metoda Loverboy. Loverboy începe cu o poveste frumoasă, e vorba de sentimente, de promisiuni, de tot felul de visuri făcute împreună, care în final se transformă în dramă în momentul în care tânărul spune că avem o problemă financiară, am pierdut la jocurile de noroc, sunt amenințat de cineva, își face o legendă, ca să spun așa. Și este una din variante și destul de des întâlnită de a o determina pe fată să se prostitueze, să se salveze chipurile dintr-o situație dificilă. Ca părinte, dacă sesizăm că este o situație, copilul nostru se află într-o situație periculoasă, ceea ce trebuie să facem este să cerem ajutor. Și putem să facem asta ori prin a sesiza organele legii,
a merge la poliție, ori prin a sesiza, dacă este vorba de un caz de trafic de persoane, Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Cred că de bază ar fi o relație sănătoasă de prietenie, adică tot ceea ce simți că este ceea ce te face confortabil să-i spui părintelui, sau supraveghetorului, sau profesorului, sau învățătorului, sau educatorului. Relația cu părinții este cea care formează și structurează personalitatea copilului, persoana copilului, modul în care se relaționează, modul în care răspunde la relațiile cu cei din jur. Trebuie cu copilul tău să ai o foarte bună comunicare. Copilul să înțeleagă și să-și dorească atunci când pleacă de acasă să-ți spună sincer unde se duce, cu cine se duce și cât preconizează el că stă în respectivul loc. Foarte important ca părinții să știe să vorbească deschis cu copiilor despre asta, dar fără a le induce personalitatea de victimă. Trebuie să ne gândim că ceea ce facem noi este un exemplu pentru ceea ce vor face ei. Deci modelul pe care îl dăm noi va fi cel pe care ei îl vor prelua mai târziu. Ideal este să avem o comunicare autentică cu copilul, să nu fie o relație bazată pe frică și pe pedeapsă. Dacă comunicarea este una deschisă și autentică, atunci copilul va avea curajul să vină și să vorbească cu noi despre anumite situații care pot fi periculoase.